Două persoane și-au pierdut viața în această dimineață în jurul orei 5:30 pe DN2B E577 între Merei și Dealul Viei în urma unui grav accident de circulație. În timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre Buzău, șoferul unui autoturism Volkswagen Passat a intrat pe contrasens și a izbit în plin un autoturism Volkswagen Golf și apoi un BMW care circulau din sens opus. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul BMW a fost aruncat pe câmp. A fost nevoie de descarcerare pentru a fi scoase cele patru victime din autoturismul ieșit de pe carosabil. O femeie și fiul acesteia și-au pierdut viața, iar alte două persoane, printre care și tatăl tânărului decedat, au scăpat cu răni superficiale. În prima mașină lovită se afla fiica femeii decedate și a bărbatului rănit, care a ajuns de asemenea la spital cu multiple fracturi. Toți veneau de la o nuntă din Ploiești și mergeau în Vrancea. Într-unul dintre autoturisme au fost două victime, dintre care una încarcerată, iar în cel de-al doilea autoturism au fost patru victime, dintre care una încarcerată. Iar în cel de-al treilea autoturism implicat în accident au fost patru persoane, niciuna nu a suferit nicio leziune. Tatăl rămas fără soție și băiat și cu fiica în spital, cu greu și-a găsit cuvintele pentru a putea relata polițiștilor ce s-a întâmplat. Era ginemiu cu mașina în față. L-a acroșat puțin pe ginemiu și după aceea noi eram în spatele lui și a intrat în noi. Soția decedată, feciorul meu era la volan decedat. Soția unde a stat? Așa. V-a închetat din spate? Din spate, cu mine, da. Partea stângă, spatele șoferului. În spatele șoferului, da. Și pe mine m-a aruncat, s-a deschis portiera. Pe dreapta? Pe dreapta. Da. S-a deschis portiera, m-a aruncat jos pe soție. Am găsit-o acolo. A resuscitat-o și a declarat o moarte. Iar băiatul? Decedat. Băiatul decedat. Mergeam încolo, am intrat ăștia pe contrasens, nevastă m-a vrut să mă bani în șanț, i-am pus podul palmii ca să nu ne ducem în șanț și ne-au lovit lateral, dar pe ei i-a luat din plin, din spate. Accidentul s-a produs pe fondul unei pătrunderi neregulamentare pe contrasens și a vitezei excesive. Totodată se pare că șoferul care se face vinovat, un tânăr de 28 de ani din Mizil, consumase băuturi alcoolice, la fel și pasagerul din același autoturism. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier. Astăzi am fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe raza comunei Merei. Deplasându-ne pe drumul Național 1B, am constatat că în accident sunt implicate 3 autovehicule. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul a 2 persoane și rănirea altor 5. Cauzele producerii accidentului încă nu sunt elucidate, dar din primele verificări reieșind că un autoturism a pătruns pe sensul opus, moment în care le-a acroșat pe celelalte două care circulau dinspre Ploiești către Buzău. Circulația pe sensul dintre Buzău spre Ploiești a fost blocată mai bine de o oră. Câteva ore mai târziu, pe același drum, dar la câțiva kilometri depărtare, în intersecția DN1B cu DJ203C Clondiru-Pietroasele, s-a produs un alt accident în care au fost implicate 3 autoturisme. De această dată, din fericire, au rezultat doar 3 persoane rănite ușor. În evenimentul rutier sunt implicate un număr de 3 autovehicule. Evenimentul rutier s-a produs ca urmare a nepăstrării distanței față de autovehicul aflat în fața sa. Din accident a rezultat rănirea a 3 persoane. 2 din autoturismul care se afla oprit pentru a vira la stânga și unul din autoturismul care a lovit din spate. Autoturismul care se afla oprit a fost proiectat pe sensul opus, moment în care a intrat în coleziune cu o autodubă. Sfârșitul de săptămână a fost la fel de sângeros. Sâmbătă spre duminică noapte, o tânără de doar 18 ani din Glodeanu Siliștea a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul comunal 102I între Smârdan și Cârligu. Tânăra se întorcea împreună cu o altă prietenă de la discotecă, unde petrecuse câteva minute alături de o mireasă pe care o furase după miezul nopții. Cel mai probabil din cauza vitezei, tânăra, care abia luase permisul de conducere, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe câmp.